premieră națională. Doamnelor și domnilor, la Digi FM, din cuptoarele literaturii române. Da, ne pregătim de un moment special. Astăzi dăm muzica pe o carte, jucăm cartea unei scriitoare care tocmai se lansează zilele acestea, iar Radu va interpreta, așa cum știe el mai bine, un fragment din această carte. Eram la Parlament, la grupul PSD din Camera Deputaților, în birou, când a venit o delegație formată din Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Claudiu Manda, Dragoș Benea și Marian Oprișan, care mi-au spus că ar fi foarte bine să-mi dau demisia din funcția de președinte și să conducă ei partidul, ca o structură interimară, până la alegerile prezidențiale. Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul 2 al alegerilor, ci Dan Barna. Paul Stănescu mi-a spus: ai vrut să candidez, n-ai vrut să lași pe alții să preia conducerea partidului. Te voi distruge! M-a sunat și Ciolacu și mi-a spus că trebuie să vorbim. A venit la mine acasă, unde a jucat o piesă de teatru foarte proastă. S-a așezat pe canapea și mi-a spus, cu lacrimi în ochi, că-i pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat. I-am făcut și un ceai de fructe, pentru că părea foarte afectat. Un fragment dintr-o carte care urmează să apară. O carte apară. Confesiune, da. Da, confesiune este, bineînțeles, cartea Vioricăi Dăncilă, pentru cei care n-au recunoscut personajul care povestea. Zici că a luat publicitate la noi. Exact. Acest moment vă este oferit. Să spunem și cum se cheamă. Cartea se cheamă Partea ei de adevăr. Mm-hmm. E aici o aluzie spre partea lui de consolare, că tot rulează din nou seria James Bond. E Quantum of Solace. Aici e Quantum of Truth. Și o carte scrisă în dialog cu Marga Nițu, fost ziarist la OTV și acum la Alef. N-are accente de telenovelă? Simt eu chestia asta. Când zice Paul Stănescu, te voi distruge. Eu parcă o văd pe doamna Vica. Lehame în pas! Eu vin voi! Nu tengo! Stai că n-a apărut cartea. Așa. O să fim mai bogați, sufletește, categoric și literar, pentru că încă un om, încă o femeie din politică publică o carte. A mai făcut-o Gabriela Firea, a făcut-o Maria Grapini, să nu uităm, Maria Grapini, care, apropo, a fost numită Margaret Thatcher a Timișoarei. Da? Și Penelopa, care țese milioane. Aia sunt niște formule simpatice aici, că deja Viorica Dăncilă va trebui să lucreze intens ca să depășească aceste recorduri de scrânteală. Margareta Thatcher. Da. Și care a scris o carte, Viața între scrieri și translinioară scrieri. Aha. O compilație... O fumanță și transfumanță. Da, da. Cu Wikipedia, cu sfatul bătrânilor, dar revenind la partea de adevăr a doamnei Dăncilă, e ușor firavă povestea asta cu Paul Stănescu și cu amenințarea, adică dânsa a încasat doar o amenințare pe când Liviu Dragnea a încasat dita mai tentativa de asasinat. Adică aici diferența e mare. Și vorbește doamna Dăncilă și de grupul de informatori și de ceripitori, că ăsta ar fi de fapt cuvântul, care stăteau tot timpul în jurul ei și raportau lui Liviu Dragnea. E interesant aici încrederea în oameni pe care o are Viorica Dăncilă, pentru că ea, ca un bun creștin, răspunde răului cu bine. Deci Marcel Ciolacu vine și propune să plece de la conducerea partidului, o invită afară, iar ea îi face terapeutic un ceai de fructe. E deci ceva din resemnarea meioritică, adică nu mai nu te împotrivești destinului. De va fi să mor, dar gata, exact. Mohor. M-ar interesa... și sentimentul ăsta de mamă, să-l protejeze, exact, să-l facă să se simtă bine. Da. Toate creiesele tocăniței fac așa ceva și Viorica Dăncilă nu face excepție. Creiasa tocăniței. E interesant de văzut. Da, sunt fie rușine. Abia aștept să apară cartea totuși, pentru că vreau să văd mai mult decât dezvăluirile Vioricăi Dăncilă, care nu vor fi dinamitarde, sunt convins. Vreau să văd tipul de întrebări pe care știe să le pună intervievatoarea, da? Marga Nițu, pentru că îmi aduc aminte de un interviu de pe Postul Public, un interviu TV, în care o doamnă, o să-i spun altfel, că era o doamnă, îi spune Vioricăi Dăncilă, de Ziua Națională era interviu, mă uit la dumneavoastră
și văd un om care iubește enorm Europa. Asta după ce Viorica Dăncilă tocmai fusese la Parlamentul European, unde spusese: n-am venit în fața voastră să vă dau socoteală. Deși pentru aia fusese chemată. Deci cam asta este Europa. Dar verbul cum îl simți? Adică e ceva acolo, firul epic? Pare să fie o carte de răfuieli discrete totuși, de răfuieli cu un cuțit bond, care mai degrabă te infectează decât te taie. O să fie, bănuiesc, niște, nu pot să spun dezvăluiri, niște revanșe pe care Viorica Dăncilă și le ia față de unii colegi din partid. S-ar putea să existe și niște retractări, ar fi de dorit să existe niște retractări în carte. Printre altele, Viorica Dăncilă să spună: cu această ocazie profit acum de acest dialog ca să retrag Iranul și Pakistanul din Uniunea Europeană. Corect. Cum făcuse domnule, în urmă. Un moment bun. Da, da. Să vezi la finalul cărții numere de telefon pentru retractări. Da. 07. Da. Pe mine m-ar interesa dacă odată cu cartea asta nu va apărea, că editura din Alexandria, Ridman mi se pare că se numește, dacă nu va putea să publice și să scoată cartea la pachet cu un mic audiobook în care Viorica Dăncilă să ne prezinte în sfârșit acel discurs în limba engleză de care lumea pare să fie uitată. Cu vocea ta. Ei, cu vocea mea o să fie ceva mai greu. Cu vocea ei, pentru că am auzit-o de atâtea ori încât ar fi păcat să nu auzim și în limba engleză. În fine, m-ar mai interesa, și o să mă convin cu ochii mei, dacă această carte va avea sau nu un motto. Pentru că da, pentru că Maria Grappini a avut un motto la așa zisă ei carte. A avut un motto velo. Exact. Viața este frumoasă dacă știi să o trăiești. Acum, mie unuia îmi place mai mult motto-ul lui Gheorghe Hagi. Viața este frumoasă, dar merită trăită. Aha. Mi se pare mai bun ăsta. Nici diferență, mai dar simpatic. Maria Grappini, Erica Dăncilă, fără nicio legătură cu cele două. Fără nicio legătură, Monica Iacobriți a scris. De expresia aia, cârpe diem. Tradusă prin să crapă de ziua. Da, crezi că avem aici de-a face cu o lansare în această nouă meserie pentru Viorica Dăncilă și vom avea un raft al Vioricăi abia apropiat? Abia acum simt fiorul concurenței, nu eu, colega mea de la editură. Normal. Da. Nu, e prea puțin, deci nu cred că o să avem nici noptieră, nici etajeră, nimic altceva. Cred că va fi o apariție și atât. Ar putea să aibă un va urma în măsura în care Viorica Dăncilă va considera că mai e nevoie să se răfuiască suplimentar. Să o ajute în cariera politică, că ar putea reveni odată cu această carte sau lucrurile au fost tranșate și nu știu e dacă, cam gata. Dacă are într-adevăr adevăruri incomode pe care le scrie în carte, s-ar putea ca Viorica Dăncilă să revină în politică, dar nu în PSD. Nu m-ar mira. Adică, nu m-ar mira, pentru că sunt atâtea vopsitorii politice care asigură transferul dintr-un partid în altul, încât nu m-ar mira să o văd pe Viorica Dăncilă, fie liberală, fie mai știu eu ce, fie în PNT, habar n-am. Da, ea a și fost neconflictuală și asta lumea caută, o fire neconflictuală. Primul lucru pe care l-am aflat despre Viorica Dăncilă din gura lui Liviu Dragnea a fost că e o femeie neconflictuală. Chiar, Liviu Dragnea nu scoate și el o astfel de carte? Dezvăluiri de la Liviu Dragnea nu partea lui, păi, de adevăr. Da. Depinde cine face interviu. Cred că știm deja cine a luat interviu în detenție, probabil că își va asuma și asemenea ăla misiune. Se cheamă interogatoriu. Ăla la care te gândești tu, da. Ăla pe care l-a dat un post de televiziune, mai puțin. Aproape interviu. Radu, ți mulțumim pentru prezența din această dimineață și această analiză. Așteptăm, bineînțeles, cartea să apară. Acum pe surse au venit aceste pasaje din cartea Viorica Dăncilă. Cu Radu Paraschivescu ne reauzim luni. Să aveți o zi frumoasă. Mâine de la 6:30 suntem înapoi la radio. Atâta s-a putut, atâta s-a realizat. Matinalul DGFM. Bună dimineața celor care și-au început ziua zâmbind.